De unde vii? Cum de unde vin? De la slujbă. De la slujbă pleci la 3. E 3:30. Unde ai stat până acum? Doar în stația de tramvai și cât am luat un ziar. Te pomenești că ești milionar. De-ai apucat să arunci banii pe ziare. Sau ai luat ăla care zice Sexe Balamuc? Nu, pe ăla îl citesc de la fiul meu. Atunci în altă parte unde ai stat? În tramvai. În tramvai n-ai stat, ai mers. Ai văzut că minți? Nu mint. Tramvaiul a mers. Eu am stat. Da? Și dacă ai știut că te aștept la masă, de ce ai stat? Dragă, întreabă pe tot. Am venit în tramvai cu Radu, cu Cornel, cu Vasile, cu Elvira. Da, a? Care e Elvira? De la registrator. Și ce cauți tu cu Elvira de la registratură? Păi, dacă vine și ia cu tramvaiul 12... Și alt tramvai nu poate să ia? Numai cu tramvaiul tău poate să duc acasă? Păi, dar nu e tramvaiul meu, dragă, e tramvai public. Ce vină am eu dacă pe ea o duce numai tramvaiul 12 acasă? Acasă la cine? Acasă la ea. Și de ce mergi tu cu tramvaiul care duce acasă la ea? Bine, dar tramvaiul ăla duce și acasă la mine. Ascultă să-mi spui ce-i cu Elvira asta, unde stă? Pe aici, prin cartier. Și cine i-a dat casa aici prin cartier? Primăria. Și primăria n-a știut că tu ești însurat? Păi da, nu mi-a dat mie, i-a dat ei. Cum nu ți-a dat ție? Dar ție cine ți-a dat casa aici? Primăria. Aha, asta zic că v-a dat amândoi. Ție pe lângă ea și ei pe lângă tine. Să faci cerere. De ce? Să o mute. Cum o să fac cerere, drag? Cum o să fac cerere? N-am niciun motiv. Pai? Bine, atunci să ne mutăm noi. De ce să se mute ea? O să zic că prefer să te muți tu în loc să se mute ea. Te pomenești că te muți la ea. Cum o să mă mut? Aici e casa noastră. Păi, dar chiar tu ai spus că te muți. N-ai spus? Nu, criminalule. Vrei să mă lași singură de Sfintele Sărbători? De dragă, te rog din suflet să taci un pic. 5 minute! 4, 3, 1 minut! 1 minut! Taci un pic și dăm de mâncare. Cât e 1 minut? Tic-tac și-a trecut. Era și un cântec. 1 minut, tic-tac, și-a trecut, tic-tac. Cântecul nu spune tic-tac, ci tic-tac. Așa. Hai să-l cântăm împreună. 1 minut, tic-tac eu, și 1 minut, tic-tac tu, și în timpul ăsta îmi dai de mâncare. Eu nu tic-tac până nu-mi spui ce-i cu Elvira. Ce să vii, n-am nimic cu Elvira. N-am nimic. Eu te am pe tine. Mă, dacă mai e pe mine, de ce vii cu ea în tramvai? De ce nu vii cu mine? Păi, tu azi ai rămas acasă. De unde era să iau? Păi, dacă mă iubești, vii și mă iei de acasă. Cum, dragă? Adică să plec de la slujbă, să vin să te iau pe tine de acasă, să mă întorc iar la slujbă și pe urmă să vin iar cu tine acasă. Dă-mi, dragă, de mâncare. Bine. Să știi că este ultima oară când îți dau de mâncare. Mai și speriat cum vorbești. Cu 15 nu putea să vină acasă. Cine? Elvira. Mănâncă, se răcește. Câți ani are? Cine? Elvira, mănâncă, se răcește. E mai frumoasă ca mine? Cine?
Elvira, mănâncă, se răcește. S-a răcit, nu mai mănânc. Îmi face rău. Nu mai mănânci? Nu. Bine, am înțeles. Ai mâncat în oraș. N-am mâncat, drag, în oraș, dar sunt sătul. Mă rog, și atunci ce mai mănânci? Ziceai că faceați niște prăjituri cu dulceață de zmeură sau cu dulceață de caise? Am făcut și cu zmeură și cu caise. Bravo, dăm. Nu-ți dau de caise. M-a costat foarte mult. 2000 de lei rețeta. Dăm ce vrei tu. Bine. Poftim. Dacă mănânci repede, vezi? Au fi fost cu dulceață de caise și nu i-am scos sâmburile. Hai de mine, fie de mine, va de mine, fie de mine. Ți-e mai bine? Mi-e mai bine. Ei, acum că ai terminat de mâncare, spune și mie, de când citești tu ziarul ăla, Sexy Balamuc?